Bună seara și bun găsit la jurnalul Accent TV! Iată care sunt principalele titluri ale ediției. Daniel Antonie, directorul diviziei miniere, este acuzat într-un nou dosar. Dezastru pe Jiu după golirea barajelor. Surpriză de proporție la Direcția Publică de Patrimoniu Târgu Jiu. Oficialii de la București dezbat situația CEO. Directorul Diviziei Miniere a Complexului Energetic Oltenia, Daniel Antonie, este cercetat de Direcția Națională Anticorupție într-un nou dosar. Este vorba de o anchetă privind achiziția unor truse medicale, Antonie fiind pus sub control judiciar. Acesta nu mai poate conduce Divizia Minieră dacă măsura impusă de procurori va rămâne definitivă. Divizia Minieră a rămas de câteva zile fără conducere, asta după ce săptămâna trecută la sediul Complexului Energetic Oltenia a ajuns notificarea procurorilor DNA, prin care compania era înștiințată că directorul Daniel Antonie se află sub control judiciar într-un nou dosar. De această dată, Antonie este cercetat într-o speță referitoare la achiziția unor truse medicale. Surse din companie spun că supraveghetorii au decis ca acesta să își ia câteva zile de concediu până la judecarea recursului la măsura impusă de procurori. Recursul se va judeca marți 19 iulie la Tribunalul Gorj. În acest caz se vorbește de un prejudiciu de 440.000 de lei. Daniel Antonie mai este cercetat și în dosarul Bani pentru Medințu, alături de fostul manager Laurențiu Ciobotărică și de Dorina Jianu, șefa de la juridic. Acuzațiile sunt de abuz în serviciu, respectiv complicitate la abuz în serviciu, după ce aceștia ar fi acordat suma de 128.000 de lei fostului director al Diviziei Energetice pentru a demisiona. Ploile abundente din ultima perioadă au umplut cele două baraje din Târgu Jiu. După golirea acestora au rămas foarte mulți pești morți și o mare cantitate de deșeuri. Situația este cu atât mai gravă cu cât Jiul a început să erodeze malul. Singura soluție găsită de autoritățile locale este aceea de a consolida malul cu bolovani de râu. Ploile abundente din weekend au creat neplăcere autorităților locale de la Târgu Jiu. Cea mai mare problemă a fost creată odată cu deversarea celor două baraje de pe Jiu. Au fost probleme ca în orice comunitate, ca în orice oraș. La Târgu Jiu am avut un incident cu un pom căzut pe două mașini. În rest au fost inundații care, mă rog, sunt de foarte multe ori atunci când plouă. S-a mai întâmplat un incident cu deversarea acelor două baraje și pe acest fond al deversării putem să spunem că au apărut ceva probleme pe dig în zona Cetului. Golirea barajelor a creat un adevărat dezastru piscicol, foarte mulți pescari profitând de situație pentru a aduna pești morți de prin nămol. Cea mai gravă problemă este însă că Jiul a început să erodeze malul în momentul în care s-a dat drumul la debit. Jiul a rupt din malul, vezi, legătura cu cei de la... Am luat deja legătura ieri cu SEGA și se va acționa astăzi sau cel târziu mâine pentru consolidarea malului cu bolovani mari de râu. Pericolul de pe Jiu este semnalat de mai mulți ani, însă hidroelectrica nu a făcut nimic pentru decolmatarea barajelor. Minerii de la cariera Huznicioara amenință cu proteste dacă nici de luna viitoare nu vor reveni la serviciu. Sindicaliștii din zonă spun că nu este normal ca la celelalte unități se lucrează la program de 7 zile, iar minerii de la Huznicioara să stea acasă de activitate de luni bune. De mai bine de 4 luni sunt în șomaj tehnic salariații Complexului Energetic Oltenia de la Unitatea Mehedințeană, asta după ce principalul beneficiar în speță termocentrala Halânga și-a închis porțile. Liderii de sindicat sunt hotărâți să aducă minerii de la Huznicioara în fața Complexului Energetic Oltenia pentru a protesta. De 4 luni de mine, să stăm șomaj tehnic, nu se dă un răspuns clar vis-a-vis de ce vom face începând cu 1 august, începând cu 1 septembrie. Deci în condițiile astea noi suntem hotărâți să luăm atitudine și am vorbit cu membrii de sindicat și imediat după 1 august, că nu se ia o decizie favorabilă pentru începerea serviciului, noi vom veni la Târgu Jiu, vom veni la Complexului și vom cere să ni se dea verificul.
Șeful complexului energetic Oltenia spune că cei din divizia minieră nu vor să repornească cariera mehedințeană. Puzniceara, mă rog de divizia minieră să-i dea drumul la exploatare, să aducem cărbune de acolo. Adică decât să stea oamenii cu 75% din salariu acasă, mai bine să primească salariul întreg să muncească să scoată cărbune. Asta mi se pare normal. Dar rămâne la latitudinea celor de la SDM? Rămâne la latitudinea diviziei miniere, da. Pentru că eu am vorbit cu sindicaliștii de acolo și spuneau că dacă pe întâi nu pornesc lucru, o să aducă oamenii în fața companiei să protesteze. Să-i aducă. Nu vrem cu fața companiei, în fața diviziei miniere. Sindicaliștii de la cariera Husnicioara vor avea marți o întâlnire cu prefectul de Gorj, Gheorghe Paraschivu, pe această temă. Surpriză de proporție la Direcția Publică de Patrimoniu Târgu Jiu. Un singur candidat s-a înscris la examen și este vorba de Marian Rotaru, fostul candidat la primăria Târgu Jiu. Marian Rotaru a deținut până pe 5 iunie funcția de primar la Lelești, la care a renunțat pentru o candidatură din partea PSRO Gorj la primăria Târgu Jiu. Acesta spune că s-a înscris la concurs pentru a demonstra că se pricepe să conducă o direcție a primăriei Târgu Jiu după o experiență de 15 ani în administrație publică. Marian Rotaru este singurul candidat pentru postul de director al Direcției Publice de Patrimoniu. Perioada de înscriere s-a încheiat, iar proba scrisă a concursului urmează să aibă loc la finele lunii iulie. Pentru funcția publică vacantă de director executiv al Direcției Publice de Patrimoniu Târgu Jiu a fost depus un singur dosar, deci avem un singur candidat în persoana domnului Marian Rotaru. Miercurea trecută a fost ultima zi de depunere a dosarelor. Când va avea loc proba scrisă? Proba scrisă va avea loc în data de 26 iulie, iar proba interviu la o dată comunicată, odată cu rezultatele la proba scrisă. Fostul primar din Lelești spune că înscrierea sa pentru o funcție de director este cât se poate de firească, câtă vreme a demonstrat deja că știe să conducă o instituție publică. Cât privește o eventuală candidatură la parlamentare, Rotaru spune că așteaptă să vadă ce alianțe face șeful său politic, Mircea Gioană, la nivel național. Eu consider că după 12 ani de activitate în administrație, am obligația să încerc să rezolv această problemă și particip la concurs. Dacă dumneavoastră spuneți că sunt singur, asta este, eu nu m-am interesat, am aflat și eu acum dimineața de la un coleg de-al dumneavoastră, nu este treaba mea și până la urmă este un concurs la care trebuie să fii pregătit și dacă e singur și dacă nu e singur. Proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției de director la Direcția Publică de Patrimoniu are loc pe 26 iulie. Peste 500 de profesori și viitori profesori intră în febra examenelor. Miercuri are loc examenul de titularizare, anul acesta centrul de examen fiind stabilit la Școala Gimnazială Constantin Săvoiu. Ca și în anii anteriori, numărul posturilor titularizabile sunt mult mai puține decât numărul candidaților înscriși. Un număr de 570 de candidați susțin anul acesta examenul de titularizare. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Gorj, examenul va fi susținut miercuri la Școala Gimnazială Constantin Săvoiu din Târgu Jiu. Candidații care au validat fișa de înscriere sunt 570, iar ei se vor prezenta pentru proba scrisă la Școala Gimnazială Constantin Săvoiu din Târgu Jiu. Pentru posturile scoase vacante în lista afișată pe site-ul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, adică 29 de posturi întregi la nivelul județului Gorj și peste 200 de posturi reprezentând posturi norme vacante pe o perioadă determinată, adică rezervate, sau fracțiuni de posturi de normă. Practic, sute de candidați se luptă pentru doar 27 de posturi titularizabile, restul fiind doar fracțiuni de normă. Chiar dacă nu reușesc să se titularizeze, candidații pot intra în învățământ ca suplinitori. Și la proba practică, adică lecția pe care au susținut-o deja, și la proba scrisă, candidații, pentru a se putea titulariza, trebuie să obțină minim 7. Însă, chiar dacă obțin și nu se vor titulariza cu această notă, ei pot să obțină suplinire pe o perioadă determinată. Cele mai multe posturi titularizabile sunt în domeniul vocațional, respectiv la Liceul de Arte Constantin Brăiloiu din Târgu Jiu, dar și învățământul primar și preșcolar.
Vicepremierii Costin Borc și Vasile Dâncu sunt așteptați la Târgu Jiu spre sfârșitul săptămânii pentru a discuta cu autoritățile locale despre problemele complexului energetic Oltenia. Vizita vine la solicitarea primarului Florin Cârciumaru, care s-a arătat nemulțumit de faptul că în fruntea CEO sunt puși directorii care n-au legătură cu mineritul și cu județul Gorj. Primarul Florin Cârciumaru spune că a solicitat prezența celor doi vicepremieri la Târgu Jiu prin intermediul liderului Partidului Social-Democrat Liviu Dragnea. Nemulțumirea lui Cârciumaru s-a accentuat după ce vineri a fost numit în directorat în neamțul Klaus Leiders. Ceea ce se întâmplă în momentul de față nu este bine pentru stabilitatea complexului, nu este bine pentru stabilitatea locurilor de muncă. Noi am discutat prin reprezentanții pe care i-am avut acum la București cu domnul Dâncu, cu domnul Borc despre situația complexului. Am făcut apel și la domnul Dragnea să ne ajute pe această linie. Deși spune că situația complexului energetic Oltenia se cunoaște la nivel central, Florin Cârciumaru consideră că vicepremierii Borc și Dâncu trebuie să vadă cum stau lucrurile la fața locului. Sper că în această săptămână sau săptămâna viitoare să avem la Târgu Jiu pe domnul viceprim-ministru Borc, să avem la Târgu Jiu, dacă este posibil, chiar și pe domnul viceprim-ministru Dâncu, pentru o discuție pe această temă. Se fac numiri peste numiri, nu se mai ține cont de nici de acea ordonanță 109 privind managementul privat, corporatist. Păi, tocmai de asta și noi suntem nelămuriți privind aceste numiri și vrem să discutăm la noi acasă cu factorii de răspundere pe această temă. Cârciumaru consideră că, prin aducerea directorilor care nu au nicio legătură cu mineritul, se încalcă grav ordonanța 109 ce vizează managementul privat. Socialdemocrații gurșeni își fac deja planuri pentru recâștigarea primăriilor Drăguțești și Vladimir, deși instituția prefectului nu a încetat încă mandatele primarilor condamnați. Dacă secretarul comunei Vladimir a trimis referatul pentru încetarea mandatului primarului, secretara de la Drăguțești tergiversează lucrurile. Prefectul spune că a transmis o solicitare scrisă la Drăguțești. Florin Cârciumaru, președintele Partidului Social-Democrat Gorj, spune că socialdemocrații se vor organiza pentru a câștiga primăriile Drăguțești și Vladimir la alegerile parțiale. La alegerile din 5 iunie, mandatele au fost câștigate de liberali. Vom organiza pentru că avem capacitate organizatorică, avem cu cine să ieșim la bătaie și sunt sigur că vom avea un cuvânt greu de spus în această competiție și chiar că vom câștiga. Planurile PSD-știlor vin în contextul în care instituția prefectului Gorj încă nu a primit referat de la secretarul comunei Drăguțești pentru încetarea mandatului primarului Vasile Moșoiu. Până acum nu am primit niciun document de la primăria Drăguțești. Și ce veți face în acest sens? Avem deja o sesizare de la o persoană fizică și vom purta o corespondență cu primăria Drăguțești și în funcție de documentele pe care le primim, vom acționa în consecință conform legii. Curtea Constituțională a decis la începutul lunii iulie ca primarii condamnați cu suspendare care nu au fost reabilitați să își piardă mandatele. În această situație se află primarii liberali Vasile Moșoiu și Ion Iannăș. Investiții de 10 de milioane de euro la nivelul municipiului Târgu Jiu. Cel puțin asta anunță directorul tehnic al instituției, Marius Ionescu, care spune că la ora actuală sunt 10 de șantiere în lucru la nivelul orașului. Toate aceste lucrări înseamnă peste 50 de milioane de euro, susțin reprezentanții primăriei. Un prim exemplu dat de primărie este cartierul Debarcader. Acolo se lucrează la înlocuirea rețelei de canalizare, dar și la realizarea rețelei de canalizare pluvială. O altă lucrare de canalizare în plină desfășurare este în zona Drăgoieni. Directorul tehnic Marius Ionescu a vorbit și despre lucrările de dincolo de râul Jiu. Este vorba de circa 14-15 km de rețea de canalizare, colector principal. S-au deschis primele trei fronturi de lucru, urmând ca în săptămâna următoare și cealaltă să mai deschidă încă 4 fronturi de lucru, pentru că toată această lucrare
nu face decât să rezolve problema canalizării menajere plecând dinspre colectorul principal din partea de sud pe strada Petrești, Sfântul Dumitru, Calea București, Drăgăreni până la ieșirea din teraza municipiului Târgu Jiu. Traduse în bani, toate aceste lucrări înseamnă peste 50 de milioane de euro, susțin reprezentanții primăriei Târgu Jiu. Discutăm de ce înseamnă canalizare. Aproape 54 de miliarde, deci 1 milion și 200 de mii de euro Drăgoieni Petrești, Sfântul Dumitru. De asemenea, jur de 1 milion și jumătate de euro în Debarcader, însemnând Colonel Dumitru Petrescu, toată zona adiacentă cu tot ce înseamnă acolo. Discutăm de 700 de mii de euro partea de stradă lungilor cu tot ce ține în zona respectivă. Sala de sport din partea cealaltă, locuințele anele, bănuiesc că se duce undeva în jur de vreo 45-50 de milioane de euro total investiții la ora actuală. Municipalitatea face apel la răbdarea târgușienilor cu privire la disconfortul produs de lucrări și susține că mare parte dintre acestea se încheie la finele acestui an. Asociația Județeană de Baschet a organizat sâmbătă o întâlnire a generațiilor de baschetbaliști care au evoluat în trecut pe plan local. Evenimentul a fost marcat printr-un mini-turneu la care au participat foști elevi, antrenori și conducători ai fostei școli sportive din Târgu Jiu. Evenimentul a avut loc la sala de sport a școlii gimnaziale Voievod Litovoi din Târgu Jiu. Au fost prezenți și foști sportivi, dar și copiii care și-au propus să evolueze în acest sport. De această dată a fost vorba de o întâlnire a generațiilor care au evoluat în perioada 1970-1986. Încercăm să permanentizăm aceste întâlniri ale generațiilor de baschetbaliști care au evoluat în județul Gorj și în Târgu Jiu, oameni care acum se află în diverse profesii, în diverse domenii de activitate. Eu am o vorbă. Nimic nu e mai frumos decât un dascăl în vârstă alături de foștii lui elevi sportivi în vârstă și ei. Ne întâlnim astăzi pentru a cincea oară după 30 de ani și sper ca să ne întâlnim și în continuare, cel puțin încă 30 de ani de acum încolo. Iubesc acest sport, l-am iubit din tinerețe, l-am practicat, am început ca orice copil iubitor de sport la CSS Târgu Jiu și am ajuns până să ocup locul întâi pe țară cu un campionatul armatei. Evenimentul a devenit deja o tradiție, anul acesta fiind la cea de-a treia ediție. Reprezentanții Asociației Județene de Baschet și-au propus ca anul viitor să invite și fostele componente ale primei echipe feminine de baschet care a evoluat în Gorj. Doamnelor și domnilor, știrile Accent TV au ajuns la final. Rămâneți însă cu programele noastre. Urmează emisiunea Dialog Social. Vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o săptămână cât mai plăcută!